Salut! Sunt Nan Lucian, am 23 de ani și te aștept alături de mine să-ți arăt ce pot face cu o mașină. Manevra se numește economie de anvelop. Despre mersul pe două roți. Este o cascadorie ce nu o poate face toată lumea. În primul rând că trebuie să simți foarte bine mașina. Și acum, de exemplu, colegul meu Rareș va arăta exact cum se face. Noi folosim aceste BMW-uri, aceste 36, ce în momentul când faci acest lucru nu trebuie să faci absolut nicio modificare. Anvelopele sunt unele de macadam, cele care merg băieții la raliu și îi faci presiune 6 în ele pentru a nu se dejanta. Și ca să ridici mașina, trebuie o rampă. Ai venit pe rampa aceea, aruncă mașina și apoi tu, din volan și în accelerație, trebuie să îi menții echilibru, să ții acolo în echilibru. Și în momentul când aterizezi, o lași ușor să cadă, să vină pe cele patru roți și apoi accelerezi ca să cazi cu ea lansat. Dar dacă e să cazi exact ca bolofanul, va sări amortizorul prin capotă. Când ai învățat să mergi pe două roți cu o mașină? Acum aproximativ 3 ani de zile cum am angajat la Academia TTL, trebuia să fac și eu ceva, nu neapărat ca interesant, ceva ca să intru în rândul băieților. Trebuia să mă afirm cu ceva, așa că m-am apucat și învățat să merg pe două roți. În cât timp ai învățat? În aproximativ 2 săptămâni. Și ca tehnică? Ca tehnică, tehnica și-o face fiecare în momentul de față, că depinde care, cum simte mașina, ce se întâmplă și mai tehnici diferite, să zic așa, în funcție de aderență, că dacă e asfalt uscat, tehnica e un pic alta, dacă ai o persoană în mașină, iarăși alta. Dacă ai 3, la alta. Noi la Academie facem niște experiențe. O experiență înseamnă să iei un pic din cursul de conducere defensivă, cursul de sportivă și lunești. Și faci o experiență. Și la sfârșitul experienței ne dăm pe două roți. Și am avut 3 domni ce la sfârșit ne-am urcat în mașină să ne dăm pe două roți, am dat o tură de circuit, m-am urcat pe rampă, am ridicat mașina și am dat o tură întreagă de circuit. La un moment dat a început mașina să întrerupă și s-a oprit motorul. În momentul când s-a oprit motorul, n-am mai reușit să o pun pe roți. A căzut pe uși. Și s-au spart geamurile. Aveam geamuri peste tot. Am ieșit din mașină, ne-am scuturat de cioburi, am pus mașina, am împins-o și am pus-o pe roți. Și la un moment dat, ne-am scuturat, am adunat oglinda de pe jos, geamurile ce au mai fost pe acolo, am pus în portbagaj. Mă scutur și le zic, domnule, ne mai dăm. La care un domn, unul dintre ei, avea și o borsetuță. Își dă borsetuța jos, o pune pe iarbă și zice, haide! Zic, haide, ne dăm! E adevărat, e spectaculos să te joci cu mașina. Probabil că sunt mulți care au încercat același lucru. Nu trebuie să încercăm să mergem cu mașina pe două roți. Păi clar că pe șosea nu trebuie, fiindcă este o manevră ce s-ar putea că m-am dat să dezechilibreze mașina. Și să o lași pe diferite locuri, pe o mașină parcată, pe trotuar sau pe oriunde altundeva. Oricum este foarte periculos pe șosea. Aici, având atât spațiu, îți faci traseul dinainte și știind absolut toate locurile din curte. Ce altceva mai știi să faci cu mașina în afară de această echilibristică? De puțin timp am învățat să merg cu mașina de alată, adică să fac drifturi. Ce, din punctul meu de vedere, nu e ceva... ce mamă, ce pilot bun sau ce... Ține foarte mult de spectacol. Cât de mult îți place să faci spectacol. Și când îți place să faci spectacol, ești bun la drift. Și care este tehnica? La drift, ce contează cel mai mult? Experiența? Nu contează foarte mult experiența. Adică, bine, clar, contează și experiența. Dar experiența contează în momentul când ești la concurs. Să îți faci o trasă anume, să faci anumite lucruri, să treci prin anumite puncte și tot așa. În schimb, când faci drift fără să te iei după niște repere, faci exact cum vrei tu și atunci este cel mai bine.